este încreștinarea micuțului Mircea Gavril. Ce nume frumos ați ales copilului! Să vă trăiască, să crească mare, norocos și frumos, să învețe bine la școală, că asta este dorința cea mai mare a părinților, să asculte de părinți și să fie sprijinul lor la bătrânețe. Doamne ajută, tot ce zic eu să se împlinească. Și mai avem o sărbătoare importantă, foarte importantă astăzi, când Retuța s-a căsătorit cu domnul Călin. Le doresc din suflet fericire maximă, să se iubească, să fie împreună și să se respecte până la adânci bătrâneți, atât cât le este hărăzit. Să auzim de bine și dacă a venit micuțul Mircea, poate vine și o micuță Gabriela. Doamne ajută, așa să fie. Dumneavoastră, dragii noștri, vă dorim o petrecere frumoasă. Bunicii să fie sănătoși și mândri și să ajute la creșterea nepoților. Viitorii mii și viitorii bunici să fie sănătoși și să ne meargă bine tuturor. Vă dorim poftă bună și distracție plăcută. Eu zic să umplem pahare și împreună să cântăm pentru micuțul Mircea și pentru cei doi proaspăt căsătoriți soți, să le cântăm mulța trăiască, să le urăm din nou tot binele din lume. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, Mircea să crească, la mulți ani. Mulți ani trăiască, Miri să trăiască, la sigură că ați golit paharele, că v-am urmărit.